Bună ziua! Vă mulțumesc foarte frumos pentru prezența la această conferință de presă. Și de data aceasta sunt însoțit de către doamna Camelia Taină, director general al Direcției Generale Antreprenoriat și Programe de Finanțare din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, și care ne va ajuta cu eventuale răspunsuri de natură tehnică. Dorim cu această ocazie să marcăm în mod simbolic lansarea celui de-al treilea program din cadrul pachetului de 13 programe pregătit de către minister în ideea de a susține și a dezvolta mediul de afaceri din România. Așa cum se știe, acum aproape o lună de zile, pe data de 19 iulie, am lansat primele două programe, Startup-ul național și startup-ul dedicat românilor din diaspora. Iar săptămâna aceasta, joi, pe data de 18, începând cu ora 10, vom lansa programul Femeia Antreprenor, fiind al treilea apel deschis în cursul anului 2022. Ca o caracteristică de bază a acestui program, printre altele, el contribuie și la atingerea unuia dintre standardele OCDE. Și mă refer aici la egalitatea de gen din domeniul antreprenorial. Programul în sine este o măsură personalizată pentru a asigura accesul la finanțare pentru această categorie de antreprenori. Iar această egalitate de șansă, programul o realizează prin micșorarea deficitului sistemic existent în momentul de față între bărbatul antreprenor și femeia antreprenor. Și spun acest lucru pentru că în acest moment, în România, 36,84% dintre antreprenori sunt femei. Doar atât. Programul în sine este în linii mari asemănător cu primele două, însă are și anumite lucruri specifice, mici diferențe, le voi enumera, după care voi intra în prezentarea efectivă a acestui program. În primul și în primul rând, firma care aplică pentru a obține granturi din cadrul acestui program nu mai are o limită în ceea ce privește intervalul de timp în care ar fi trebuit să fie înființată. Așa, după cum se știe, la primele două programe era condiția ca firma care aplică să fie înființată după data de 1 ianuarie 2020. Această condiție nu mai apare în cadrul acestui program. Pe de altă parte, în cadrul acestui program nu se va mai puncta așa zisul debut în afaceri. În cadrul celorlalte două programe se opționa un punctaj suplimentar dacă aplicantul era la prima societate comercială înființată în România. De asemenea, atinge acest program o altă țintă, și anume o inserție nouă pe piața muncii, în special în ceea ce privește persoanele vulnerabile, fie că discutăm de șomeri, de persoane cu dizabilități sau de persoane defavorizate în general, știu eu, asistat social și așa mai departe. Iar al patrulea element esențial de diferență îl constituie faptul că, în cadrul acestui program, nu mai punctăm existența unui brevet, ca în primele două programe, ci vom puncta doar dreptul de proprietate industrială. Adică, în fond, în măsura în care societatea sau asociatul are o marcă, un brand, un logo înregistrat la OSIM, va obține un punctaj suplimentar. Pe de altă parte, pachetul, ca și în cazul celor două programe lansate deja, va avea o componentă digitală obligatorie, în valoare de, sau în contravaloarea sumei de 5.000 de euro din cadrul granturilor. Acest program, chiar dacă în trecut, cu privire la femeia antreprenor, au mai fost programe dedicate lor, femeilor, are o noutate, și anume faptul că are această componentă de granturi, adică oferă pur și simplu sumă nerambursabilă pentru a stimula componenta de investiții. În cele ce urmează, voi face o scurtă prezentare a acestui program, după care, în măsura în care doriți și considerați necesar să puneți întrebări suplimentare, vă stăm la dispoziție cu precizări.
Care ar fi obiectivele programului Femei Antreprenor? În primul rând, stimularea și sprijinirea înființării și dezvoltării structurilor economice private, înființate și conduse de către femei. Un alt obiectiv, îmbunătățirea performanțelor economice al acestor structuri. De asemenea, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile, inclusive. Și nu în ultimul rând, are drept obiectiv stimularea inovării și a pregătirii antreprenoriale. Așa cum precizam la început, sesiunea de apeluri se va deschide în data de 18, începând cu ora 10 și va dura până pe data de 30 septembrie. Deci cei interesați vor avea la dispoziție 30 de zile lucrătoare în care vor putea să se înscrie în cadrul acestui program. Programul în sine este un program multianual. Noi și prin ordonanța care a stat la baza înființării acestui program, am prevăzut ca acesta să funcționeze pe o perioadă de 5 ani, adică până în anul 2027, iar în această perioadă vor fi 5.000 de beneficiari, bugetul total fiind de 1 miliard de lei. În ceea ce privește anul 2022, evident, numărul de beneficiari maxim va fi de 1.000 și bugetul de 200.000 de lei. Este drept, în momentul de față, în bugetul Ministerului avem doar suma de 157 de milioane de lei, motiv pentru care am solicitat diferența de sumă pentru săptămâna aceasta, dacă se va adopta ordonanța de rectificare bugetară. La fel ca și în cazul programului Startup Național și Startup Diaspora, vor fi două categorii de granturi. Un grant de 100.000 de lei, dacă societatea care aplică va înființa un loc de muncă nou, și 200.000 de lei dacă va înființa minimum două locuri de muncă noi. Ca și în cazul celorlalte programe, am introdus componenta de cofinanțare, care va varia între 5 și 15%, iar funcție de cofinanțarea asumată va varia și punctajul. Cine sunt beneficiarii? Micro-întreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, care sau trebuie să îndeplinească condiția ca cel puțin unul dintre asociați să fie femeie și să dețină minimum 50% din acțiuni. Înscrierea, ca și în celelalte cazuri, va fi 100% electronică, va constitui într-o primă etapă de o preînscriere pe platformă, iar ulterior va fi etapa de completare a formularului electronic de înscriere, care este, ca și în primele două cazuri, simplu, predictibil, succint. Programul va avea un sistem de punctaj, voi preciza doar elementele principale de punctaj din cadrul programului. În primul rând vor fi punctate activitățile de producție și industrii creative. Apoi va fi punctat valoarea procentului aferent aportului propriu, așa cum spuneam ceva mai devreme, funcție de cota de cofinanțare a agentului economic. Vor fi criterii aferente investiției, adică vor fi punctaje funcție de ponderea investițiilor în echipamente tehnologice. De asemenea, vor fi punctate acele investiții în instalații în scopul obținerii unei economii de energie și a celor sisteme care utilizează surse regenerabile de energie. Vor mai fi și alte elemente de punctaj. În primul rând, dacă acționarul fie are deja, fie va urma un curs de competențe digitale, dacă și variază punctajul funcție de numărul de locuri de muncă nou create, asumat de către un aplicant, iar în final, criteriul final de departajare va fi, pe o de o parte, valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente, iar ultimul dintre ele, data și ora înscrierii în program. Vor fi foarte multe categorii de cheltuieli eligibile. Enumăr câteva dintre ele. Echipamente tehnologice, spații de lucru, spații de producție, achiziționare de mobilier. Vor putea fi folosite sume din granturi pentru salarii. În cazul în care grantul este de 200.000 de lei,
suma maximă folosită pentru salarii va fi de 60.000 de lei, pentru grantul de 100.000 de lei, suma maximă va fi de 30.000 de lei. Va fi o sumă maximă posibil de a fi cheltuită cu consultanța limitată la 10.000 de lei. De asemenea, din cadrul grantului vor fi eligibile cheltuielile cu TVA-ul, cu acele activități de informare, ne referim aici la cele două plăcuțe obligatorii de informare, și alte cheltuieli eligibile, dacă doriți, ulterior putem face dezvoltare. Cam asta ar fi prezentarea în mod sintetic a celui de-al treilea program pregătit de ministerul nostru, minister care, așa cum v-am spus și în întâlnirile trecute, lucrează la un pachet de 13 astfel de programe. În măsura în care ele vor fi maturate și vom avea la dispoziție și platforma electronică, vom face informarea publică cu data de lansare a celorlalte programe. Vă mulțumesc! Dacă aveți întrebări. Bună ziua, Iulian Ionescu, Ecopolitic. Doamna director, întrebări tehnice. 1. Orice femeie care în momentul de față are un business poate aplica și pentru acest program? Sigur, orice doamnă care deține preponderent o societate comercială, indiferent de maturitatea acestei societăți, poate aplica în cadrul programului Femeia Antreprenor. Am înțeles. Indiferent de numărul de societăți de comerciale deținute sau de orice altă formă de organizare juridică pe care au întreprins activități comerciale. Angajatul cât timp trebuie să fie ținut în această societate beneficiară de proiect? Pentru respectarea obligațiilor contractuale, angajații trebuie menținuți pe o perioadă de 2 ani de zile de la momentul la care grantul a fost încasat de către beneficiar. Din momentul în care au încasat alocația financiară nerambursabilă. Acela e momentul de la care calculăm cei 2 ani cât trebuie menținuți acești angajați. Ținând cont și de suma pe care noi o putem aloca pentru plata acelui angajat, și ați făcut referire, domnul ministru a specificat că poți să faci, să plătești și angajatul. În procedura programului sunt stipulate cheltuieli salariale sub formă forfetară, sub formă de sumă forfetară, în sumă de 30.000 de lei pentru crearea unui loc de muncă sau de 60.000 de lei pentru crearea a două locuri de muncă. Ok, și pentru domnul ministru, dacă îmi dați voie. Vă rog. Domnul ministru, conform datelor pe care noi le avem, în momentul de față, în primele 5 luni ale acestui an, dacă le puteți confirma datele pe care noi le avem, comerțul exterior per total al României, în primele 5 luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, a crescut cu peste 19%. Dacă ne puteți detalia în ce zone a crescut acest comerț exterior, adică pe ce industrii, și dacă aveți un target în perioada următoare pe această zonă. Evident că avem evidențe, nu sunt pregătite în momentul de față, pentru că tema principală a fost lansarea acestui program, însă în măsura în care doriți informații suplimentare, vă stăm la dispoziție ulterior aceste conferințe de presă. Ok, și ca target, cel puțin anul ăsta? Ca target... Cu toate informațiile în ce privește activitatea de comerț exterior. Dacă ok, și pe zona de turism? Vă rog. Cum vedeți promovarea României ca destinație turistică în afara Europei? Activitatea de promovare, una dintre principalele componente ale activității turistice, e o lacună mai veche a noastră, a românilor, în cei 30 de ani de după Revoluție. Realitatea este că, cel puțin în ultimii 2 ani de zile, pe componenta de promovare s-a făcut foarte puțin. Știm, în 2020, în 2021, nici măcar nu s-a putut, ca agenții economici, să participe la târgurile internaționale pentru a se promova acolo. Acum, noi suntem un minister, cum se știe, nou înființat, funcțional, practic, de la sfârșitul lunii aprilie, iar în paralel am desfășurat mai multe activități, și pregătirea programelor, dar și intrarea în detalii în ceea ce privește activitatea turistică, inclusiv componenta de promovare. E necesară, fără îndoială, și o promovare în afara Europei, pentru că
istoric vorbind, spre exemplu, în ceea ce privește numărul de turiști străini, pe locul 4 se aflau, înainte de 2019, turiștii din Statele Unite. Deci avem motive să facem acest lucru. Ei, în acest sens, în momentul de față și după ce am înființat acel Consiliu de Brand Turistic Național, în care am adus alături de noi să conlucrăm pe toți reprezentanții asociațiilor profesionale și patronale din turism, am pregătit cele trei acțiuni țintă pentru promovare. Influencerii, platforma digitală România.travel și o promovare în primele două țări furnizoare de turiști străini din Europa, este drept, Germania și Marea Britanie. Asta nu înseamnă că ne vom opri aici, însă, din păcate, activitatea birocratică până a pune în funcțiune o astfel de activitate în sine de promovare durează, o știm cu toții. Noi suntem în momentul de față în stadiul în care, pentru două dintre acțiuni, avem maturizate caietele de sarcini și intenționăm ca în această săptămână să le postăm aceste achiziții pe SEAP, rămânând ca spre sfârșitul săptămânii viitoare să reușim același lucru și cu promovarea externă, combinată online TV pentru Germania și pentru Marea Britanie. Ne dorim mai mult, conlucrăm cu cei din Consiliul de Brand, însă pentru viitor, mai ales începând cu 2023 încolo, activitatea aceasta va fi preluată de OMD-uri. Iar într-un final, promovarea destinației turistice România, oriunde în lume, nu numai în Europa, va fi competența OMD-ului național. Până la urmă avem și jalon în PNR, avem obligația ca în cursul anului 2023 să ajungem minimum la stadiul în care am înființat cele 8 OMD-uri regionale, ulterior abia putându-se constitui OMD-ul național. Mulțumesc. Domnule ministru, știu că se discuta la nivelul ministerului despre promovarea unor destinații de la noi din țară cu ajutorul unor influenceri. În ce stadiu este? Tocmai ce am răspuns. Săptămâna aceasta urcăm pe SEAP achiziția publică prin care vom selecta agenția de publicitate care va face această activitate în conlucrare cu ministerul și conform cerințelor din caietul de sarcini. Aveți un buget pentru acest lucru? Îl avem. Îmi cer scuze, nu l-am la mine în momentul de față, nu am suma, dacă o aflu în timpul conferinței de presă, vă pun la dispoziție. Și n-ați putea să ne spuneți, nu știu, niște nume la care v-ați gândit? Asta va fi propunerea agenției de publicitate. Acesta este scopul pentru care facem achiziția publică. Evident că specialiștii din minister vor avea un cuvânt de spus, dar în primă fază trebuie să avem încheiat contractul cu acea firmă selectată în urma achiziției publice. Bună ziua, Denisa Crăciun de la Startup Cafe. Când veți face plățile la măsura 2 IMM AgriFood? În primul și în primul rând, ca primă etapă după rectificarea bugetară, pentru că noi, în cadrul acestei măsuri, în cadrul acestui program, am preluat măsura 2 cu granturile de până la 120.000 de euro și evident nu am avut prevedere bugetară la începutul anului. Deci primul termen este cel care se rezolve alocarea financiară. Și în sensul acesta am înaintat prin adresă solicitarea necesarul de buget, peste un miliard de lei, către Ministerul de Finanțe. Sper să ne fie alocată această sumă. Dar mai e un lucru care trebuie îndeplinit. Și aici o chestiune tehnică, o să dezvolte doamna director, am să o rog. Ideea de bază este că noi, știți, în cadrul acestui program, sau acest program funcționează în cadrul acelui cadru temporar COVID, care a expirat la 30 iunie. Și fiind o perioadă scurtă de timp, noi, cel puțin așa a fost prevederea din ordonanța de urgență, am lansat programul, am încheiat contractele și abia ulterior date de 30 iunie putem face verificarea sau ar trebui să facem verificarea firmelor care au aplicat. Din păcate, cei de la STS nu ne-au oferit partea a doua a platformei care să ne ofere posibilitatea noastră nouă să facem această verificare. Doamna director vă poate da și alte detalii. Primul rând, ca să vă răspund la întrebare, concomitent cu alocarea sumelor necesare plăților, colegii din agențiile teritoriale pentru IMM-uri mai au o serie de verificări de făcut cu privire la cumulul al ajutoarelor de stat.
Cu privire la încadrarea în categoria IMM a societăților care au semnat aceste contracte de finanțare. Dar nu putem face aceste verificări până când nu avem și fluxurile îndeplinite pe aplicația informatică, fluxuri care se lucrează și sunt definitivate, în curs de definitivare, de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, partenerii noștri din ultimii 2 ani, cu ajutorul cărora am reușit implementarea cu succes a unui număr de 70.000 de contracte de finanțare. Între timp, o să completez răspunsul dat de domnul ministru mai devreme cu privire la campaniile de marketing prin influencer. Bugetul a fost furnizat de către colegii din direcția de specialitate. Bugetul este de 100.000 de euro. La programul Startup Nation, ce buget veți avea pentru beneficiari? Păi, pentru acest an, bugetul necesar pentru cei 10.000 de beneficiari pe componenta națională și 1.000 de beneficiari pentru diaspora, bugetul necesar este de 2,2 miliarde lei. Noi, în momentul de față, cel puțin pe componenta de angajament, avem doar 500 de milioane, motiv pentru care am solicitat Ministerului de Finanțe la rectificare să primim diferența de credit bugetar, pentru ca, după data de 1 septembrie, când se va încheia perioada în care societățile se pot înscrie, să putem face verificările ulterior, să avem baza încheierii contractelor de finanțare. Vă mulțumesc. Plăcere. Armașul Cezar, revista Patronatului Român. Domnule ministru, ați menționat în debutul cuvântului domniei voastre că în România sunt doar 36,4% dintre antreprenori femei. La nivelul Uniunii Europene, care este situația ca să avem o imagine cum stă România vis-a-vis de spațiu? Se apropie de 50%. Asta este ținta noastră. Este unul dintre motivele pentru care am înființat acest program. Este o țintă a Uniunii Europene, dar informațiile pe care noi le avem este că România, cu privire la performanțele femeilor în domeniul afacerilor și în poziții de conducere, sunt mult peste media Uniunii Europene. Întotdeauna e loc de mai bine și de mai mult. Este foarte bine că continuăm pe această direcție și vreau să întreb dacă au fost identificate la nivelul Ministerului bariere, dacă există bariere pe piața administrative, legislative, în calea femeilor pentru a deveni și a face performanță în antreprenoriat. Sau dacă aveți o analiză a motivelor, a cauzelor pentru care femeile sunt doar 36,4% din antreprenoriat, ca să vedem dacă acest program este eficient la potențialul maxim pe care... Asta vom vedea la sfârșitul implementării lui. Am întrebat dacă... Da. Vă răspunde, doamna director, care mai multe date pe acest subiect. În mod formal, nu există o statistică asupra impedimentelor, doar că știm că femeile, eu militez acum pentru feminism, femeile duc și pe umeri și povara unor copii, a unor angajamente familiale și, deși nu vrem să recunoaștem, încă există o societate preponderent patriarhală și unei doamne să ajungă într-o poziție de conducere într-o companie sau în mediul instituțional, dar și în antreprenoriat, drumul e mult mai dificil și zi de zi plin de provocări. Dar doamnele sunt cu mult mai conștiincioase, sunt foarte organizate și perseverente și cu siguranță și reușesc să-și netezească drumul, astfel încât chiar dumneavoastră ați menționat rezultatele la nivel național pentru doamnele din antreprenoriatul feminin sunt extraordinare și putem oricând menționa nume grele din antreprenoriat care ne sunt ghid în drumul ăsta. Și revista Patronatului Român a organizat o serie de acțiuni și evenimente pentru susținerea antreprenoriatului feminin și am pus această întrebare întrucât din experiența pe care noi am acumulat-o în această direcție, rezultă că există o barieră culturală de atitudine și una de educație.
Și atunci mă întreb dacă ministerul se orientează un pic și spre această zonă, spre a stimula această zonă pentru a duce la o performanță. În sesiunile anterioare ale acestui program nu eram axați pe oferirea de granturi pentru dezvoltarea investițiilor, ci în pregătirea antreprenorială. Au avut loc o sesiuni întregi de networking și sesiuni interculturale și schimburi de experiență cu alte doamne antreprenori din alte țări europene. Mulțumesc. Aș mai face o precizare. Noi, forma finală a acestui program a rezultat în urma colaborării Direcției de Specialitate cu Asociația Femeilor Antreprenori din România și, evident, doamna director, având o interacțiune mai intensă cu domeniile lor, știe mai multe detalii. Da, s-a adus în discuție de mai multe ori programul Startup Nation. Este Femeia Antreprenor, este un program oarecum similar, cu multe similitudini. Înainte de perioada pandemică, ultima ediție a programului Startup Nation a arătat oarecare deficiență, în sensul că foarte mulți aplicanți care au câștigat, să zic așa, concursul, au fost eligibili pentru finanțare, au renunțat să mai semneze contractul de finanțare. Un număr foarte mare, dacă mi-aduc aminte, peste 2.000 din 8.000 sau... Dacă aveți o analiză și dacă anul ăsta estimați că acest fenomen nu va mai avea loc sau va fi diminuat? Păi, din primele două ediții au fost la fel în fiecare din ediții câte 10.000 de beneficiari, deci în total 20.000. Au încheiat programul aproximativ 15.000. Deci rata de reușită a programului a fost de aproximativ 75%. Noi sperăm, până la urmă am făcut și anumite modificări în noua formă a programului Startup, în primul rând învățând din erori, dacă doriți, ale edițiilor precedente. Știți foarte bine, nu am mai punctat numărul de angajați, pentru că se știe, în ediția a doua, mare parte din firme s-au dus pe numărul maxim și atunci partea de dezvoltare nu a fost asigurată. Adică partea aceasta, ca și obiectiv al programului, nu a fost îndeplinită. Însă, pe de altă parte, conform analizei făcute pe rezultatele puse la, sau pe datele puse la dispoziție de INS la nivelul lunii decembrie 2021, societățile comerciale care au beneficiat de astfel de granturi și au înființat locuri de muncă, aproape 45.000 de astfel de locuri de muncă, în proporție de 90% încă erau în activitate. Mulțumesc, succes! Mulțumim! Bună ziua, Marius Rupe de la Televiziunea Publică. O întrebare pentru noastră, domnule ministru, legat pe zona de turism și promovare turistică. Mi-aduc aminte că dumneavoastră v-ați exprimat speranța că anul acesta am putea să avem peste 1,5 milioane de turiști străini în România, să recuperăm handicapul din perioada pandemiei. M-am uitat pe cifrele INS din ultimele 6 luni, suntem departe de această țintă. Drept urmare, vreau să vă întreb câți de, mă rog, de ce sumă dispune Ministerul pentru promovarea turismului în România, în străinătate, și când am putea să vedem inițiate demersuri pentru elaborarea, crearea unui nou brand turistic de țară. Să le luăm pe rând. Vă rog. Da. Noi ne raportăm la date statistice din 2019, cel mai bun an al turismului românesc din totdeauna. Și atunci erau 10,5 milioane de turiști români, 2,7 milioane de turiști străini. În cursul anului trecut am avut 8,4 milioane de turiști români, 840.000 de turiști străini. Bun. Eu am spus atunci când am fost întrebat în legătură cu evoluția acestor indicatori în cursul anului 2022, că speranța mea este că vom putea egala numărul de turiști români și să ajungem măcar la jumătatea celor 2,7 milioane de turiști străini din anul 2019. Cum stau lucrurile în momentul de față, după primele 6 luni? Cum stau lucrurile în 2022 comparativ cu 2021? În ceea ce privește numărul total de turiști, 2022 față de 2021, avem o creștere de 37% în primele 6 luni. Dar în ce situație? În condițiile în care, în 2021,
pe componenta turiști români am avut o cauză, un motiv care a favorizat turismul intern. Restricțiile și de călătorie, dar și din anumite destinații turistice. Pe de altă parte, în cursul acestui an, avem două cauze defavorizante. Pe de o parte, tot ce înseamnă mărire de prețuri la gaze, la energie electrică, la combustibil și, în general, mărirea prețurilor la orice produs, iar, pe de altă parte, conflictul din Ucraina. Și cu toate acestea, avem o creștere pe medie de 37%. Mai exact, o creștere de 23% în ceea ce privește turiștii români și o creștere de 200% a numărului de turiști străini. Adică, în 2021 am avut turiști străini aproape 200.000, vorbim de primele 6 luni din 2021, în primele 6 luni din 2022 avem 600.000 de turiști străini. Permiteți-mi un adendum. Vă rog. Sunt, cum spuneți dumneavoastră, sunt aproape 613.000 din ce am văzut din acele cifre. Totuși, dacă ne uităm unde noptează oamenii respectivi, vedem că 37% din ei, dacă nu greșesc, sunt în București sau în marile reședințe, ceea ce arată că, de fapt, nu au venit să facă turism, sunt probabil în interes de afaceri sau chiar lucrează în România. Dacă ne uităm și pe zona de noptări, unități de cazare, acolo avem o situație și mai proastă, pentru că observăm că turiștii străini, pe ultima lună, iunie, parcă, reprezintă 14% din numărul de cazări făcute în România. Restul sunt turiști români. Deci, clar, așa nu toți vin să facă turism din cei 613. Așa este. Avem de lucru pe componenta turiști străini. Este și motivul pentru care pregătim acel program de stimulare a incoming-ului. Și sperăm, dacă cei de la STS nu ne vor lăsa baltă, să-l lansăm în cursul acestui an, dacă nu în cursul anului viitor, pentru a veni în sprijinul și pe componenta de stimulare a celor din agențiile de turism. Dar aici, statistic vorbind, eu am datele ca număr de zile pe turist, lucrurile au stat la fel și în două zile pe turist, și în 2019, și în 2020, și există o constantă din punctul acesta de vedere, e un procent ceva mai mare sau un număr de zile de 2,8 zile mai mare pe litoral. Dar pe medie în România, numărul zilelor pe turist petrecute e de 2 zile. Deci nu avem o variație foarte mare. Componentă. Problema promovării, problema fondurilor pentru promovare. De câți bani dispuneți unul de față? Trebuiau mai mulți bani pe această zonă tocmai pentru a... Totdeauna e nevoie de mai mulți bani. Bugetul Ministerului pentru Marketing și Promovare pe anul acesta este echivalentul a aproximativ 3 milioane de euro. Dacă facem o comparație cu suma alocată acum 10-12 ani doar pentru a realiza brandul turistic și discutăm de primele 30 de milioane de euro, suma este mică. Dar suntem în condițiile economice actuale. De altfel, și de a fi avut o sumă mai mare, până în momentul de față nu am fi avut ce face cu ea, pentru că o promovare trebuie să fie făcută în mod profesionist pentru a avea șanse să ai și rezultate. Noi în decembrie, chiar înainte de a constitui bugetul, am luat prima măsură în ceea ce privește promovarea externă. Am aprobat lista de târguri internaționale la care agenții economici din România și administrațiile locale pot participa. Atât s-a putut în momentul respectiv. Așa cum spuneam la început, noi avem doar 3-4 luni de când funcționăm ca minister. Încercăm să realizăm mai multe lucruri. Știți foarte bine, am și deblocat legislația pentru constituirea OMD-urilor, pentru că eu consider că am fi fost cu mult mai departe dacă aceste OMD-uri ar fi fost înființate acum 10-12 ani, dar pentru că nu a fost o cale de dialog între părți, între minister, între administrațiile locale și operatorii din turism, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Ei, tot în intervalul acesta scurt am reușit și acest lucru. Încercăm cât mai multe, sperăm să și reușim. Pe indicatori însă se vede o creștere. Comparativ cu 2021, așa cum spuneam, chiar dacă atunci am avut o cauză favorizantă și acum două cauze defavorizante în 2022. Pe de altă parte, sunt convins că două dintre măsurile luate de guvern și de minister la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an au contribuit la acest lucru. Faptul că am adoptat acea ordonanță de urgență rapid pentru voucherele de vacanță pentru salariații din sistemul bugetar a contribuit la acest lucru. Faptul că am permis folosirea acelor vouchere fructificate din 2019 și 2020 până în 30 iunie
2022 a contribuit la acest lucru. Pe de altă parte, tot în acest interval, de mai puțin de un an de zile, statul, fie din fonduri europene, fie din, la bugetul de stat, a ajutat industria. O industrie, clar, cea mai afectată de pandemie, cel puțin în cursul anului 2020. Dar în acest interval, 850 de milioane de euro au ajuns la peste 15.000 de operatori din turism. Adică, în condițiile date, îmi permit să trag concluzia că statul a încercat să susțină acest sector, această industrie și să văd și rezultatele. Sper ca la sfârșit de an, atunci când vom face bilanțul și când cei de la statistică ne vor pune la dispoziție acele date, să fim într-o situație fericită în care, așa cum spuneam și de altă dată și în alte dăți, să egalăm numărul de turiști români și să ajungem măcar la jumătatea numărului de turiști străini pe care i-am avut în cursul anului 2019. Și al treilea aspect, problema brandului de țară, scenariul se pare că e în continuare pesimist și pentru anul viitor, conflictul cu Ucraina continuă, deci înseamnă că nu o să fie prea mulți bani pe care veți primi pentru a iniția, de exemplu, o promovare mai puternică în plan extern. Brandul de țară e doar o componentă în promovare. Acum, ne place, nu ne place, România are un brand de țară. Are un brand de țară de peste 10 ani de zile. Din păcate, nefolosit. Păi aici este problema. Nefolosit, din păcate. Din păcate, iarăși o spun, la acea vreme, diferența de bani alocați, tot din fonduri europene, de peste 30 de milioane de euro, n-a mai fost la dispoziție pentru a fi folosiți în componenta de promovare efectivă. Pe de altă parte, îmi permit să apreciez că eventualitatea unui nou brand de țară, a necesității unui nou brand de țară, trebuie să vină ca rezultat a cooperării între minister și industrie. Ori lucrul acesta va fi, îmi permit să apreciez lucrul acesta, sarcina viitorului OMD național. Pentru că a crea un nou brand de țară, în primul rând, are nevoie de o sumă foarte mare de bani și trebuie să o faci la un mod profesionist. Pentru că nu discutăm doar de logo și de un slogan. E un întreg proces pentru a-ți asuma un nou brand de țară. Rămâne de văzut pentru viitor și sper ca noi, în activitatea și din cursul acestui an și de la începutul anului viitor, să punem baze solide ca atunci când OMD-ul național va fi funcțional, lucrul acesta să poată fi rezolvat în sfârșit după 30 de ani de la Revoluție. Vă mulțumesc!